Data de 7 martie a fost una de succes pentru toți cititorii înrăiți. Aceasta s-a făcut semnificativă prin noaptea cărților deschise din incinta librăriilor Cartier. Pe parcursul evenimentului, care a durat de la 9 dimineața până la 11 seara, toți cei pasionați de lectură au avut șansa de a procura orice carte a editurii Cartier la jumătate de preț. E unul dintre puținele evenimente foarte normale și foarte firești care se întâmplă în mediul cultural de la noi, în loc unde se adună lumea să se uite la cărți, să interacționeze unul cu altul și să aleagă ceva, ceva care se pare acceptabil și ceva care să le placă. Sunt o persoană care vine destul de des în librăria asta, așa că știu o grămadă de cărți pe care am pus ochiul de mult. Deocamdată mă mai uit ce a mai apărut, ce se mai întâmplă pe aici. Pentru mine este o oportunitate de a veni și de a-mi procura cărți mai multe, adică într-un volum mai mare, pentru că sunt reduceri bune și este o posibilitate bună, cred că. Vreau să iau Ioan de Rebreanu pentru că vreau să am în bibliotecă și plus când nu am citit, am citit altceva de el. Am luat Mărirea și decăderea bolii Parkinson, nu știu, mi-a părut interesantă, adică descrierea și totodată m-a uitat printre ea și cred că o să fie ceva nou și interesant pentru mine și am luat două cărți pentru surorile mele. Pe lângă faptul că au beneficiat de reduceri semnificative, vizitatorii au putut asista și la decernarea premiului Omul de Cuvânt 2019, desfășurat în incinta librăriei din centru. Sunt câțiva ani de zile de când în fiecare 5 sau 7 martie, în funcție cum cade ziua, acordăm acest premiu pe care îl votăm în interiorul editurii, fiecare dintre noi, deci directorul editurii, redactorul șef, directorul artistic, librarii, propun o candidatură a cuiva care fie a vorbit permanent la lansări de carte, a publicat la Cartier, a făcut ca să circule cărțile Cartier, a avut un rol important în felul în care imaginea editurii a fost vizibilă în societate. Și în fiecare an avem 5 nominalizați la premiul Cartier, fiecare dintre aceste nominalizați timp de un an de zile are reduceri de 20% la toate cărțile Cartier, iar Omul de Cuvânt este un singur câștigător care se votează în interiorul editurii, are timp de un an de zile noaptea cărților deschise, adică un an de zile are 50% de reducere la orice carte Cartier. Eu oricum sunt foarte mândru de nominalizări de anul acesta, și Lidia Popotnac de la Televiziunea Națională și Victoria Cușnir de la Radio Chișinău și Alexandru Corduneanu, scriitorul și un foarte atent cititor, și Tudor Zbârna, pictorul, director Muzeul Național de Pictură, și Vasile Romanciuc, scriitor, poetul drag nouă. Sunt mai multe criterii după care alegem acești oameni de cuvânt. Sunt 5 ca de fiecare dată nominalizări. Ca să deschid puțin paranteza cum se întâmplă acest lucru, fiecare dintre noi, cei care constituim, ca zicem așa, nucleul editurii Cartier, face o singură nominalizare, directorul propune un nume, subsemnatul alt nume, directorul de librărie alte nume și directorul de imagine, Vitalie Coroban, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, la mulți ani, Vitalie, alt nume. Până la urmă, avem 5 nominalizați și începe procedura cea mai interesantă, un fel de alegere. Dincolo de diploma propriu-zisă, care este mare, după cum vedeți, există și o diplomă mult mai mică, dar mult mai utilă. Această mică diplomă presupune o reducere pe un an de zile de 20% la toate cărțile Cartier. În urma decernării premiilor, Alexandru Corduneanu, scriitor, Lidia Popodnac, jurnalistă TV, Tudor Zbârnea, pictor și Victoria Cușnir, jurnalistă radio, s-au ales cu o diplomă și un certificat ce oferă 20% reducere pe tot parcursul anului la cărțile editurii Cartier. Câștigătorul premiului Omul de Cuvânt 2019 a fost desemnat poetul Vasile Romanciuc, care s-a ales cu o reducere de 50% la toate cărțile editurii Cartier. Am fost plăcut surprins. Nu credeam că tocmai eu aș fi cel care merită acest lucru. Toți cei nominalizați, dar nu doar noi cei care am fost nominalizați, atâta lume pe care o vedeți aici, cred că mulți dintre ei merită acest titlu. Sunt cititori foarte buni, sunt prieteni ai editurii Cartier. Așa, cred că am fost mai norocos. Văd că acolo scrie reducere 50%. Da, este foarte important. Cred că
O să vin foarte des prin librăriile Cartier, s-ar putea întâmpla să regrete că au făcut o reducere atât de mare. Evenimentul Noaptea Cărților Deschise se află la cea de-a 10-a ediție și are loc concomitent în toate librăriile Cartier.